Bună, eu sunt Patrick și bine v-am regăsit la un nou episod de Need for Speed Hot Pursuit. Și vreau să vă spun că vă mulțumesc foarte mult pentru aprecierea episoadelor în continuare și pentru faptul că încă vă mai uitați la episoade și că nu ați uitat, să zic așa, de canalul meu. Deci vă mulțumesc foarte mult. Apreciez acest lucru oferit din partea dumneavoastră. Sau mai bine zis, din partea voastră. Și hai să trecem la acest joc. N-am mai jucat de foarte mult timp. Nici nu știu ce am făcut, unde am rămas, cum se joacă, habar nu am. Ce, hai să vedem. Țin minte că am făcut o cursă cu mașina asta. Audi. Uite, mașina asta îmi place mult. Mașina asta neagră. Așa pe negru, uitați-vă ce bine arată. Chiar vreau să o încerc, să văd cum merge. Că-s curios. Sper că se aude bine. 6 km. Mamă, ce ciudată-i cursa. Și mașina așa, nu știu. Uitați-vă ce stopuri are. Sper că nu mi se aude așa tare tasta. Tastatura. Vreau să schimb muzica, că mie nu-mi plac muzicile astea. Stai, că următoarea mi-o place mult. Ba nu. După asta. Mi-o place mult. Hai. Și dacă vă place, să nu uitați să apăsați butonul de like în continuare. Și să susțineți seria. Ce motor fain are mașina. Și parcă e silențioasă, nu prea aud. Nu se aude așa tare. Chiar dacă am ture mari. Acum se aude tare la 7000 de ture. Nu. Sper că ajung... Nu! Sper că ajung la timp. E că încerc să mă duc pe aici. 220. E o viteză destul de decentă pe drumul ăsta. Da, n-ajung. Nu ajung. Dacă dă în ce să duce... Uite. Hai. 1.40, 41. Normal, că de ce aș ajunge? Dacă luam Chevrolet-ul, sigur ajungeam la... Mai devreme, cred că 1.38. Țin minte că și cu Chevrolet-ul era grea cursa. Ce bă, deja corvete. Ia fiți atenți, să vedeți voi asta. Și asta e faină. Mi-o place mult. Abia știu să primim Viper. Ăla mi-l place. Viper AKR. Performance Series. Și din coașcioi. Duel. Hai să facem duel, o mamă, 15 km. Păi cred că ăsta ar fi mai bine să-l facem. Uitați-vă voi acum. Ora 3 noaptea, ploaie, noapte, nebunie. Să vedeți, și mai e problemă ca luneci. Deci fiți atenți, 14 km și 700 de metri. Ăsta mai are și o mașină. Dar ce muzică e asta? Că eu nu mai văd nici pe unde umblu. Asta, faină. Hai. Încă încerc să mă duc cât de repede pot. Ca să nu dureze mult cursa. Mă, dacă și pot cu mașina asta, da. Deja 2 km. Am făcut ceva, dar...
Nu prea mă mulțumesc doar cu 2 km în 40 de secunde. Bă, da, să ține frate ăsta. Pentru că mașina lui prinde 300 aproape. Ceva de genul prinde mașina aia. De 295, parcă. A mea la 200... Nici nu știu cât prinde asta. 160. Oricum e puțin. Deci dacă aș fi avut Maserati-ul, era prafă, ar fi fost ruptă asta în două. Mulțumesc că m-ai împins, oricum. Încerc să mă bag în fața lui cât de mult pot, ca să mă împingă. Hai, hai, hai. Yes! Dar nu se lasă. Ia, că se forțează mașina la viteza pe care o am. Cam 282. Stați, că aici îi dau 300. 300. Și tot să ține. Cât are, mă, ăla la oră? 7,5 km. Și uitați ce repede am făcut. Jumate din cursă. Asta nu-mi place, că mănâncă mult la curbe. Din viteză. Mai e și autostrada asta urâtă. Că-s multe curbe. Hai că l-a lăsat în urmă pe nebunul ăla. Dacă-i dau mai mult... Ia fiți atenți că se apropie. O, cel puțin așa văd. A, nu, se depărtează. Nu. Că nu-s cu Bugatti-o să intru pe aici cu 300 în curbe. Da. Hai că ar trebui să terminăm și cursa asta. Hai. Gata. Hai să vedem unde e ăla. Mamă, ce tare se duce. Păi ăla are mașină. Nu, ce am eu. Încă una, dar nu mai performance. Ah, credeam că e exotic. Hot Pursuit. Aia e cursă grea. Adică o să fac pe asta și apoi aia. Hai să vedem cum merge asta. Ca să vă arăt și Maserati-ul. Că ăla l-altă a fost Jaguar, ăla negru. Km. O, autostradă! Da, da. Hai că-s curios. Eu nu o să mă duc cu ei odată, o să intru pe contrasens ca să fac nitro mult. Cu oricum ăștia prin viteză repede. Uite cât are ăla, de pe ultimul loc. Și ăștia, să nu spun de ăștia trei. Mamă, cum să duc? Hai că să nu mai risc pe contrasens. 312! Nu! Yes! Asta nu-mi place, că dau ăștia accident și apoi intru eu în mașinile alea accidentate de ei. Uite! Și ăsta unde-i, mă? A, eu sunt pe locul întâi.
Dar nu, ăsta are mult. BMW-ul are mult. Mașina din față e foarte bună. Prinde undeva la 300. Să nu vă mirați dacă merge la așa tare. Cât are, mă? Eu am 310 ăsta, cât are? 320. Uite și... Iau, că să... Nici Porsche-ul nu se lasă. Cred că le-a pe ăsta cu BMW, da. Dacă aș avea mai mult nitro, ar fi bine. După ce au curbele să... Da, așa. Și m-am restabilit la viteza de 300. Dar aici n-am avut nitro. Deja 2 minute, așa repede o trec cu timpul. Și încă, parcă văd că mai stăm încă 2 minute. Vai, cum se duc ăștia în spate. Cât se sunt? 1, 2, 3, 4. Nu știu cum îi fac eu pe ăștia. 4. Nu. Bine că o pot să... Ăla, frână. Hai. Mai avem 5 km. Asta e un pic mai lungă decât prima cursă. Țineți minte că aici s-a terminat prima cursă. Chiar acolo unde era casa aia. Acum nu știu cât pe unde ne mai bagă. Nici mai țin minte harta. Uite cât se forțează mașina să urce, să accelereze, adică în panta asta. Că de urcat o urcă ea, dar accelerează greu. 240. Mai bine nu risc ca să dau nitro aici. Chiar dacă ăștia se duc ca nebunii cu 280. Dau aici după curba asta. Ia. Am spus-o că dacă dau aici o să mă duc ca ei. 280, atau ei. Hai. 295. 4 minute, ia. Și 402. Am spus-o că ăla cu Porsche o să ia BMW. Ce v-am spus eu? Am făcut level nou. Nu știu, nu mai avem nici mult din jocul ăsta. Din păcate, nu cred că o să mai pot să instalez DLC-ul. Pentru că la DLC... trebuie să instaleze cam 4 DLC-uri în joc. Adică un DLC cu mașinile alea, Bugatti-urile alea bune. Unul cu Lamborghini, alt DLC cu Porsche parcă mai este unul. Dar nu mai țin minte cu care. Hai să om, hai să facem, ia. Ce culori putem să facem? Uite, griul ăsta pare interesant. Spike Strip și MP. Optuși kilometri. Vai de capul meu, dar chiar atât de lungile... Așa dintr-o dată am dat de astea lungi. De curse lungi. Audi o să fie ușor să-l batem. Maserati-ul... Bă, cam în ce se duc ăștia? Dă-i, mă... Ia! Să dă asta cu mine acum. Și din păcate nu o să pot să instalez DLC-urile.
N-am ce să fac. Așa că nu o să mai joc DLC-ul dacă nu-l pot instala. Și din păcate când îl instalez îmi cere și cod. Cod ăla, nu știu ce cod îmi cere. Dar cred că știți la ce, la ce cod mă refer. Și nici nu poți să faci rost de el. Adică chiar dacă faci rost, zice că deja ai folosit de un alt utilizator de joc. Atunci n-ai ce să faci. Mamă, dar mult au ăștia. Audio în spate. Eu nu m-am așteptat să fie audio chiar după mine. Chestia că mașina asta e mare, vedeți și voi grea. Și virează mai greu ca alealte. Nu ce să bagă ăsta, mă? Avea să dea spike. Dar eu oricum mă bag pe drumul ăsta rău. Nu știu pe cine o să prindă, dar... nu mă interesează. Mamă, ce putere are mașina asta. Vai, cum se bagă. Ăla asta un pic îi dai și se duce. În 300. Ia. Nu o să folosesc alea, că nu prea le văd rostul acum. Ia cu murită, ia, că l-am... i-am distrus mașina lui ăla. Ce mașină are asta? Carbon Motors. Noi dacă țineți minte am primit mașina aia. Cam pe la sfârșitul seriei, dar nu am folosit-o. Pentru că n-am mai avut la ce să o mai folosesc. Încă 7 km. Dacă ne-ar băga pe o autostradă bună, nu știu. Mă, pe drum de ăsta rău ne bagă. Jocul ăsta. Să și duce ca un nebun polițistul ăsta. Stai că stai de cu spike strip-uri. Știam eu. Tum, dă-i. Încă una. Până l-o mor pe asta. Bine ca mașina grea și mare. Acolo eram mort dacă... mulțumesc. S-a băgat în mine și numai bine numai... am evitat acel pericol din față, adică rău blocul ăla. Ăsta e în spate. Azi că moare el imediat. Stai să vedeți cum îl iau eu pe ăsta. Bravo! Dacă se bagă, stă acolo în parcare, n-are treabă. Asta cine mai mă? Ai, că nu l-am luat pe prost. Cât tare, mă! Mulțumesc că m-ai împins! Hai, că nu mai avem mult. Gata. Sunt chiar lungi cursele, deci deja vedeți și voi, 4 minute jumate o cursă. Și mă grăbesc cât de mult pot eu, dar... Audi R8 Spider. Dar cât mai avem pe la seria asta super? Episodul anterior, episodul ăsta, nici nu știu cât mai avem. Din seria asta de mașini. Performance. Dar câte curse mai ies? Ia că o să fac pe asta de aici. Nu? Asta. No. Porsche 911 GT3 RS. Mașina asta o să fie bună. Nu știu cât prinde încă. Pentru că ați văzut că nu o scris cât prinde.
O să încerc să caut să văd. Hai să vedem cât prinde. Țin minte că nu mi-a prea plăcea asta. Că se ducea încet. Da, parcă n-are așa multă putere în ea. Ui, ce mică-i! Dar nu cred că e grea cursa asta. Nu. Yes, hai că l-am. E de la seria următoare, cred. 312 prindea, 310, ceva de genul. 311, 310, cam acolo. Adică seria următoare de mașini. Încă 6 km. Cât? Parcă avea 11 km cursa și ceva. De ce tot schimbă viteza din una, dintr-o treaptă mare în una mică? Asta nu-mi place, stă mult și se turează. Dar are multe turi mașina, 9000 și la 8000 și ceva o schimbă. Mai avem un minut și 4 km din acest moment. Ce lungă-i. N-ai cu. Și 14 secunde pe kilometru. Cam 2,56. Că ar fi 42 de secunde pe 3 km. Dacă aș continua să mă duc numai cu 250. Așa. Ia. Nu-i convine, nu știu, nu-i convine dreapta la viteza pe care o am. Ia. Și nici n-am cum să-i dau mai mult, că nu am nitro. Dă-i! Gata! Vai, greu a fost. Da, am făcut ceva curse. Nu știu câte am făcut, vreo 5. Dar în jocul ăsta n-ai cum să faci mai mult de atâtea curse în jumătate de oră sau cât am filmat. Deci eu sper că v-a plăcut și ne vor revedea data viitoare. Pa, pa!